Salutare și bine găsit la un nou episod. Am vorbit prea repede, știu. Eu sunt Deiu și astăzi ne vom juca cu un tank japonez, un tier mic. Vom încerca să ne distrăm cu un derp gun. E un tun de 120 mm montat pe dita mai tânculețul ăsta micuț de câte 14-15 tone. Ei, ce trebuie. Vedem ce iese. Folosește proiectile explozibile, explozive. Asta e cuvânt. Deci dacă folosește proiectile explozibile, aia înseamnă că nu trebuie să țin timp pentru weak spot-uri neapărat. Bine, fiind și tir mic, tun mare, armură nu prea existând la inamici, își face treaba destul de bine, câteodată cu puțin chin, așa, trebuie să tragi țără de el câteodată, da. De obicei își face treaba cum trebuie. Aoleo, ce mapă! Mă, mapa e faină, nu pot să zic, adică e una dintre primele mape, a mai fost modificată prin zona asta și asta, de-a lungul anilor și zona asta a fost modificată, în sensul a rămas cam aceeași. Și pe aici a fost modificată, și pe aici a fost modificată, peste tot a fost modificată, de fapt, față de cum era ea inițial harta. Ce mizerie de tank este aia. Oh, ușor, mă. O să mergem pe punct, o să capturăm și pe o să urcăm sus dealul, pe B. Vedem ce iese. Îmi place că e foarte ușor tankul și are tamai motorul. Are cuplu, are de unde să tragă, după cum vedeți. Se mișcă surprinzător de bine. Gen, m-aș fi așteptat să se miște mult mai lent prima și prima oară când am jucat în culețul ăsta. Mă, trebuie să iau și eu toldiul ăla. Deci, unii au făcut în 15 zi, în 2 zile, ce am făcut, ori deblocat tânculețul ăla deja, ce a trebuit și eu să-l deblochez. Bun. Îi dăm sus podeala, cum îi place nouă podealuri. Chestia asta are două mitraliere funcționale, una în șasiu și una în... Mama, cum ține ala de mitralieră. Și una în turela, deasupra turelei, scuzați. Și... Bă, m-aș băga pe ei să-mi ajut cu echipierul, că văd că e cam cretin. Ah, metodă de măsura, băieți, în caz de nu știți, vă învăț. Pe hartă, dacă îți marcați așa, aveți aici o unitate de măsură, cât e un pătrățel și aproximativ distanța. În condițiile în care îi marcați cu mitralierele pe hartă, devine foarte ușor țintit-o la distanță mare. Nu e un tank acolo. E un tank și acolo în depărtare. Drei? Uai! V-am zis că e distractiv cu derp, că nu. Derpărinio! Unde era asta, mă? Acolo jos și nu l-am văzut ieșit după piatră. Mamă, Doamne, Andrei! Cretin mai ies. Asta e neatenția cu asta. De atenție costă, boys. Ne vom lua revenge. Răspunarea samuraiului va fi dură. Uia. Hmm.
Are același motor ca alealalt, din ce știu. Deci pot să iau oraș din ăsta așa, mai țărănesc. Știu aproximativ pe unde era poziționat. Vedem cum am murit noi. Uitați-l. O să moare AB1-ule. AB41-ul nostru. Nu ne vedem, ne știe, ne știe, ne știe, ne știe, ne știe. Ah, a murit de altul. A murit de... Ungur, a murit de... Chiar Toldiul ăla, tankul ăla... În care trebuie să-l deblochez. Sezon, season pass ăsta e unguresc. Păreri? Mă înjură ungurul meu după videoul ăsta, dar hei. Ce să-i fac? A, mă! Deci, ăla a fost literalmente un avion. Deci, literalmente un avion. Și o să vină după mine iar acuș. Aolea. Te fai când stai în câmp și nu faci nimic. Foarte productiv. Mamă, Toldi are 10 kill-uri, bă, păi dă-mi seama că e bun tânculețul sau cine îl joacă bine. Chiar trebuie să-l deblochez și eu neapărat. Păcate am teste, oh, am făcut multă, dar... După sesiune, cred, am probabil. Până în sesiune, de fapt, îl deblochez și o să-l joc. Transmisia. Bine mă, că mi-e kilo, Toldi a furisit. De unde? Desigur că vine el de aici, pe B, el e acolo. Că, reasons. Dar vi se pare normal. Mamă, ce dezastros match am avut chat, dar îl lăsăm că... Noi suntem oameni corecți, nu... Facem manevre. Nu facem scheme. Postăm videoclipurile. Bine, trebuie să recunosc, nu le-am postat pe toate, dar... Piei. Pieri. Piei. Piei. Hai să mă ieși pe alte avioane. Uite unul. Să fie în raza noastră? Nu chiar. Beau este capturat de inamici. Vine după mine? Oare? Nu, nu vine după mine. Dar nici departe n-a fost. Alte avioane pe cer? Să așa rendem luptele astea. La tire mic. Gen... Te trezești cu un random cum era ăla. O, da, fix ăla, acolo. Trezești cu el random că... Noi avem aproape toate punctele și el e aici, în spatele nostru. Cum a ajuns? Nu știi. Dar nici pe echipă nu te poți baza. La cât de random sunt meciurile astea. Dăm goarna. Întrebarea mea, inamici stânga sau dreapta? Nicăunde.
A murit Oldie? Mamă, a murit Oldie. Săracă. Unguru. Cel puțin tankul. Mă, dar așa se întâmplă cu toate tankurile noi, cel puțin. Sau aproape noi. La început, mai ales că este și tier mic, nu știe mai nimeni cum se joacă și ce beneficii și nebeneficii are și... Uite așa mor toți pe capete. Ușor, puiule. Nu mai apuc să-l iau pe ăla. Sau poate apucăm. Vedem. Tragem tare. Și eu scot antieriană acum ca să înțelegeți cât de gravă e situația. Ai bun antieriană asta, n-ai ce să-i ceri. Ai casă, copac și curte. Să vreau să mă sui aici. Săracu. Nu s-a așteptat. Nici eu nu aș fi așteptat în locul lui, dar nu. Avioane? A, nostru. Băi, să o luăm la vale, iupi. Ce trolei. Ce în avion, nimic. Slabe șanse, da? Măcar... De unde a venit și ăsta? Să mă bată mama. De unde naiba? Băieți, eu nu mai zic nimic. Asta e, meci mai prost. Vreau că câștig. Sunt pe locul 2, mi-am făcut datoria, pe locul 2, scuze. Dar nu satisfăcut cum s-o, cum a decurs tot meciul ăsta. Ah, și by the way, japonezii aveau binoclu în avioane. Gen, binoclu din ăsta. Și nu înțeleg de ce, dar, adică nu-i văd rostul așa mult. În fine, ăsta a fost episodul. A fost așa și așa, se putea și mai rău, se putea și mai bine. A fost eu. Vă salut și vă spun că ne revedem pe data viitoare. Bye bye!